98,3 București FM, bună ziua dragii mei, astăzi în studio pentru dumneavoastră Lifestyle cu Susana Pletea și un invitat drag sufletului ei, Livia Dilă, fi binevenită la noi. Bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să vă văd, să fiu aici. Am mai spus-o, o să mă declar din nou vinovată față de ascultători, foarte mulți oameni care vin la interviurile noastre sunt oameni pe care îi cunosc de multă vreme, că asta este lumea și astea sunt poveștile interesante. M-am uitat puțin pe arhiva emisiunii, Dumnezeule Mare. E adevărat că și noi avem niște cariere, nu mai spunem de când, da. Că atunci putem să apreciem și dar că Livia Dilă și cu Susana Pletea au fost colege de facultate, dragii noștri. Vă dați seama. Vă dați seama. Avem copii mari, așa că nu spunem ce vârstă avem. Și am făcut facultatea la timp. Și am făcut facultatea la timp și am făcut și aceeași secție română-franceză, da. Incredibil. Nu. Tu ai iubit mai mult franceza. Se vedea? Știu că ai iubit-o. Eu, mă rog, am fost prin... Sper că nu lezesc pe nimeni și că niciunul din profesorii noștri nu ne ascultă acum și se simte supărat, ci se simte amuzat. În momentul în care am aflat că o să am dublă specializare, română-franceză, am zis ok și după aia a început cu franceza și dă-i cu franceza și dă-i cu franceza și, mă rog, a fost un moment de luptă cu mine să muncesc un pic mai mult. A trebuit să ies din lene. Da. Păi tu ai văzut cum ne tratau ca și când aveam principal, adică da, nu e așa? Nu. Ah, da, Doamne, mi-aduc aminte da, de... Doamna Cristodorescu, mă știi? Dacă aveai o să... erai... Ho! Ghici cât am da. Luat! Nu ghici cât am 10, luat! Ai luat tu! Nu, 9! Da, da, bravo, bravo! Da. A fost un examen de care am fost foarte mândră. Știi, fantastic că atunci nu eram noi preocupate, nu de psihologie, de cum vedem profesorii, de ce se întâmplă în interiorul nostru. Nu știam, adică nu... Dar eu mi-am dat seama peste ani că este, doamna este scundă. O vedeam mare, înaltă, puternică. Avea știi, o personalitate da, extraordinară. Da. Și despre asta vorbim, da. Tu, alminteri, știu că ți-ai dorit să fii profesoară și ai ajuns la jurnalism. Da. Din întâmplare. Uite, și acum mă gândesc că tot profesoară am rămas așa în spirit și sunt aproape de profesori, o să-ți povestesc de ce. Dar în momentul în care m-am trezit în București singură, mi-am dat seama că dacă în anii ăia, noi când am terminat 96, nu? Da. Da, 96, nu puteam să ne întreținem din salariul de profesor, adică trebuia să ne asigurăm și, nu, masă, casă mai ales. Și... Eu deja lucram în radio, că mie mi-a plouat în gură în timpul facultății și am zis radio și m-am străduit și radio și atunci am fost printre fericiții care la finalul facultății nu a trebuit să se întrebe ce urmează să facă, cumva firesc am mai continuat cu radio și după aia am schimbat puțin și au trecut peste 25 de ani de presă. Dar și tu ai ajuns de vreme în televiziune? Da. Păi cum ai ajuns în televiziune? Cum? Printr-o întâmplare, printr-un accident, știi, la Antena cosmic. 1. Cosmic, da. Cosmic, astea sunt și bune și rele, știi, că în viață nu știi dacă a fost bine, dacă a fost rău, pentru că, nu știu, ca și în viața unui sportiv, știi, se spune că sportul este sănătos, dar un sportiv de performanță are acolo niște sechele și niște lucruri pe care da. Nu știu, le duce cu el odată cu gloria. A fost o întâmplare, cei de la Antena 1 căutau de fapt un reporter pe economic, ai mărturisit, noi eram da, oameni de litere, umaniști, da. Altceva. Și m-am dus acolo cu CV-ul, nu știu ce, și portarul mi-a spus, domnișoară, nu prea, dar lăsați aici, vedem, nu știu ce. Și întâmplătorii au făcut un casting pentru prezentatori. Iar nu mă gândisem, dar niciodată, știi că mai spun prezentatoare că în copilărie prezentau da, ca la știri, își doreau. Sau, exact. De fapt, nu prea aveai ca la știri pe, înainte de 89, era ceva foarte sobru și nu știu cine și-ar fi dorit, dar prezentatoarele de programe, cred că erau mai Sanda Țăranu, nu știu. Da. Asta figurile poate puteai să marcante. Te regăsești da. Acolo, da. Și așa că m-au chemat pentru că au avut un concurs pentru prezentatori, nu prea cereau într-adevăr să știi și niște limbi străine, tete sau puțin. Să ai și o dicție eventual? Da, acum naturală, pentru că după am făcut dicția, am avut vreo 3 luni de pregătire.
și am avut primul meu jurnal la ora 11 dimineața. Mama știa că sunt profesoară, să ne înțelegem. Deci, ok, mărturisește mama, tot. Da, mama a fost educatoare și normal în vremurile alea destul de crâncene, ca și acum, dar adică nu știu dacă se schimbă lucrurile. Era greu să ai un salariu mai bun, să te întreții și mama se gândea că pentru o fată e bine să fii profesoară, să ai un program, vacanțe. Părea un loc sigur. Da, el știa cum e așa. Sistemul ce a zis mai sus decât educator e profesor. Exact. E de copilul meu. Da, și i-am zis, da, nu știu ce am creat eu pe acolo, pe unde. De fapt, nu, eu am predat puțin franceză la liceu maghiar economic. Aha. Da. Așa că am putut să-i povestesc, că îi descriam cum e în cancelarie, ce, deci nu, că nu prea, eu nu știu să mint și nu sunt așa creativă, sunt de la minciuni, nu prea, nu-mi ies. Așa că prezentam așa frumos maghiarul, că mama, da, mama e bine, oh, ce bine că ți-ai mai luat o piatră de pe inimă. Și așa că nu i-am spus nici de lunile alea de pregătire, nici de faptul că e primul jurnal, pentru că mă gândeam, dacă primul jurnal mă dau afară, eu m-am făcut de râs groaznic. Cumva trebuie să bat la porțile lui maghiarul. Da, și nu se face să-i spun mamei mele așa ceva și să rămână, ia uite, domnule, n-a fost bună, au dat-o afară. Da, dar nu m-au dat afară. Nu te-au dat afară, ți-a ieșit jurnal. Da. Știu că, așa cum spuneai și tu, mulți se gândesc la o carieră în televiziune, radio, presă, foarte bine, îi așteptăm, bineveniți oamenii tineri, proaspeți și dornici de muncă. Dar nu este chiar, mai există și un fel de dispreț așa, știriști, prompteriști. Dar nu e atât de simplu să fii în fața camerelor de filmat, să citești cu dicție, clar, să nu te bâlbui. Nu e simplu, nu e simplu. În general, noi să nu te emoționezi când știrea este una tristă. Da, sigur, sigur. Da, ei sunt și trebuie să înveți ceva. Adică nu cred că oricine se duce acolo și performează sau... Și acum rare sunt jurnalele, zic eu, unde poate la televiziunea generală este unde nu e nevoie să faci interviuri sau... Dar presa sigur că s-a schimbat și în bine și în rău, dar zic așa ca și... Evoluează, evident. Da, sigur, da. Sigur. Dar nu, a fi jurnalist, nu și prezentator de știri, nu se reduce doar la citi prompterul și chiar la citi prompterul, prompterul este mișcare și pe vremuri și cădea, deci te trezeai că tu interpretai frumos, povesteai unui om, nu? Și pac, la mijlocul frazei trebuia să îți dai seama unde ai rămas și să spui continui, fraza. Da, și să... Da, asta cred și asta m-a învățat vremuri pe mine viața. Știi? Romantice, început. Că de obicei criticăm și nu ne putem pune în locul celuilalt decât dacă facem lucrul respectiv. Dacă începem să-l facem puțin, spune, Doamne, cum mi se părea mie de pe margine, știi, cum e la Halep, de pe margine, toți comentăm să, și da, știi mai bine decât ea. Da, e om și Simona Halep, orice sportiv e om, orice profesionist e om și el, are momente mai bune, mai proaste. Se face că prompterist, știrist fiind, munceai foarte mult și la un moment dat ți s-a întâmplat o întâmplare a vieții tale. Da, știu la ce te referi, cred că la diabet, nu? Da. Vorbim de faptul, noi două de anumite am mai vorbit odată de tema asta, era vorba de oamenii care luptă cu această boală și le povesteam noi că trebuie să fii atenți la stilul de viață, să-și țină kilogramele sub control și știu că mi-am șocat colegii când am zis, da, știu, vă uitați la Livia, este slabă băt și vă întrebați cum mama sărăcii, scoaba asta, a făcut diabet. Și totuși, ai făcut diabet, dar despre cum ai reușit să faci diabet de tip 2 și ce faci ca să trăiești cu acest diabet de tip 2, vorbim după o scurtă pauză. 98,3 București FM Lifestyle, Livia Dilă la noi. Livia, cea cu diabet de tip 2, te categorisesc în moment. Nu numai eu, da. La mine e atipic, pentru că am fost odată la o conferință de ziua diabetului în noiembrie, se întâmplă, și erau marile somități ale diabeticii românești, ale diabetului, și... S-a uitat așa la mine, diabet de tip 2, da, în fine, pentru că tipic nu trebuie să fii grăsuț. Numai că mai există și normoponderali, ca mine, adică persoane slabe și totuși fac diabet. Diabetul ăsta
În fine, de tip 2, de tip 1 este altceva, adică nu mai ai insulină deloc. La noi, ceilalți, pancreasul mai produce insulină, dar nu suficientă și oricum este o boală foarte, foarte complicată. Foarte complicată și greu, greu de înțeles. Când te-ai trezit cu ea pe cap, cum a fost? Ți-a venit a crede? Nu prea știam la vremea respectivă ce este diabetul, ce presupune. A trebuit să vorbesc cu foarte mulți medici ca să... Diabetul în sine nu este nicio problemă, adică nu-l simți. Nu e ca atunci când ai probleme cu inima sau, eu știu, alte nu boli. Doare, nu doare. Nu doare absolut deloc. Numai că dacă nu ții glicemia sub control, sângele la încărcat de zahăr se duce la toate organele și te trezești că ai grave probleme oftalmologice, inima, circulația periferică. Circulația periferică, da, da, da. Deci nu vreau să sperii pe nimeni, nu vreau, da. Cine are în familie diabetic sau cine are diabet, trebuie să te gândească la efecte și trebuie să știe că trebuie să-l țină sub control, pentru că altfel se ajunge și la amputare de membre. Adică... Conform statisticilor, în România trăiesc aproximativ 2 milioane de diabetici. Majoritatea largă sunt diabetici de tip 2. La nivel mondial, numărul diabeticilor este în creștere de la an la an. Încă o dată, majoritatea sunt diabetici de tip 2, da? Se consideră că dobândești boala și nu ai din o problemă. Cauza, da, stilului de viață, exact. Cam așa ce poate să spune. Iarăși lumea spune că cel mai probabil la nivel mondial și România nu face excepție, n-ar face excepție, unul din doi oameni care au diabet de tip 2 încă nu sunt diagnosticați. De aceea ce e foarte grav. Ceea ce înseamnă că prevenția ar trebui să fie totuși la ea acasă și să ne facem timp să mergem o dată pe an măcar să ne facem un control medical. Da, foarte bine spui, pentru că acum mi-am adus aminte și trebuie să spun asta, am descoperit diabetul meu de tip 2 făcând niște analize. Nu se poate descoperi nicio boală dacă nu faci setul acela minim de analize anuale și acolo măcar știi cum stai. Da, și în felul ăsta bănuiesc că a fost un pic mai în timp și nu ai ajuns în punctul în care făceai o criză ca să afli că ai diabet de tip 2? Da, cred că a fost foarte bine. Valoarea n-a fost foarte mare pe nemâncate, era 133, dar totuși o valoare, întrebare. Sigur că da, pentru medici asta a fost ceva. Un semn și după aceea ai repetat și diagnosticul s-a confirmat și a început... Putem să zicem luptă? Nu. Dar viața ta cu diabet de tip 2 categoric. Cred că nu vrei să fii așa o victimă și să povestești tuturor că tu de fapt te înțepi de 3 ori pe zi, poate și mai des, te gândești că mănânci un măr, oare ce am mai mâncat înainte, pot să mănânc? Nu mai spun de dulce, de prăjituri sau... adică nu dorești să ai tot timpul foarte clar în minte treaba asta. Dar pe de altă parte, trebuie să știi că tu ai o dietă destul de strictă, de ținut, de asta datorită dietei, pentru că foarte multe doamne doresc să slăbească, ei, dacă ar ține o dietă cum țin diabeticii, ar fi foarte bine. Adică e vorba să nu mănânci carbohidrați, adică asta înseamnă, sau foarte puțini, paste, orez, cartofi, fasole albă, asta îngrașă. Toată lumea știe că în post, nu? Mâncând aceste lucruri, te îngrași. Dacă mănânci varză albă, nu varză, dacă mănânci păstăi, dacă mănânci, nu știu, ciuperci, vinete, dovlecei, poți să mănânci oricât din asta. Deci poți să-ți faci o garnitură minunată alături cu pește, carne și atunci și practic e, eviți carbohidrații, eviți grăsimile. Da, bine, eu nu sunt persoana care să mănânce foarte gras, poate sunt oameni care mănâncă extrem de gras, atunci sigur că trebuie să se uite. Grăsimi vegetale mai degrabă, dar și acolo. Mănânci la ore fixe? Îți iei cele trei mese principale pe zi și două gustări? Da și nu. Există și medici care spun că dacă mănânci cum trebuie, poți rezista 4 ore și atunci metabolismul se reglează. Sigur și că e foarte bine. Întotdeauna există boala și pacientul. Fiecare își învață ritualul trecând prin propria experiență, nu? Așa e, da, trebuie să fii atent, trebuie și ce este esențial în diabet este testarea. Deci dacă tu nu știi cu ce valoare a glicemiei începi masa, n-ai de unde să știi cam cât trebuie să mănânci. Trebuie să fie în jur de 100 ca să poți să-ți permiți să mănânci 2 felii de pâine, pentru că dacă ai început cu 140 masa și ai mâncat 2 felii de pâine sau
și un măr și altceva, atunci peste două ore, nu știu, ajunge 180-200 și mai greu să mai scadă. Deci... Și cum este? Te simți un pic amețită? Nu. Te simți îngreunată? Nu, nu, în continuare, organismul nu îți dă niciun semnal nu. Că se întâmplă aici ceva este o discuție. Dacă sunt persoane diabetice care iau anumite medicamente care dau hipoglicemie, adică medicamentele alea stimulează pancreasul să producă insulină. Dacă tu n-ai mâncat suficient pentru a acoperi cu insulina, atunci normal faci o glicemie mică și la cam la 50-60 așa glicemia, simți că strămură mâinile, îți bate inima foarte tare și trebuie atunci să iei o bucățică de ciocolată, zahăr se spune că trebuie să... Că intră foarte repede. Mie mi s-a întâmplat, dar foarte rar. În sânge. În continuare vorbim de fapt de un stil de viață și... Am mai întrebat din invitații noștri, o să te întreb și pe tine, ce crezi că se ascunde în spatele sintagmei ultra folosite astăzi, stil de viață sănătos? Că nu este așa un panaceu universal. Stilul de viață sănătos nu implică numai a mânca sănătos, nu implică doar a face mișcare, nu implică... Le implică e un complex. Pe toate acestea. Da. Da, cred că e important să începem, să zicem, cu mișcarea, pentru că asta noi nu mai facem. Dacă avem o muncă de birou, nici măcar nu ne punem problema să parcăm mașina cu o stație mai departe și să faci câțiva pași pe jos. Ne chinuim și ne stresăm, iar stresul cum niște tehnici să te eliberezi puțin de stresul acumulat ar trebui să fie în viața noastră. Mâncarea, există enorm de mulți oameni care nu mănâncă micul dejun niciodată, beau doar o cafea. Dacă mănâncă doar seara și atunci mănâncă absolut tot ce n-au mâncat peste zi. Cumulează tot ce n-au făcut într-o zi. Da, și atunci înghesuie și creierul nostru nu înțelege că i-a fost foame și că mai vrea și că vrea și de-aia și de-aia și fructe și o ciocolată și o mâncăm ciocolata întreagă. Da, și înțelege că nu primește la timp și atunci o să-și facă exact niște depozite. Și tot așa, nu? Da. Și dacă mai avem ceva, ne uităm la televizor și ne culcăm după 12 noaptea, sigur că te mai duci odată la frigider. Și iar mai servești ceva, da, da. Și implicit stai pe scaun și iarăși... Tendința omului modern e un fapt deja știut, acceptat cumva de întreaga societate. Nu se bazează pe activități fizice. Și atunci, ne bazându-se pe activități fizice, ideal ar fi să nu ofere organismului un exces sigur de aliment. Iar alimentele tot așa se găsesc cu mare ușurință în ziua de astăzi. Cu cât alimentele sunt mai procesate și mai proaste calitativ, cu atât sunt mai ieftine și mai accesibile. Și de aici un întreg lanț al slăbiciunilor, despre care vom vorbi puțin după o scurtă pauză. 98,3 București FM, sigur că pauza înseamnă multă vorbă, trâncăneală între noi, deja ni se pare că trebuie să continuăm să vorbim. Vorbeam de cum omul modern ronțăie. Ronțăie și nu-și dă seama de treaba asta. Știi ce e foarte greu? Mulți nutriționiști mi-au spus că în relația lor cu pacienții, cu cei care vin acolo, și-au dat seama că oamenii nu știu ce mănâncă peste zi și că un jurnal alimentar este cea mai bună treabă pe care poți să o realizezi pentru tine, știi? Îți spui, ce am mâncat? N-am mâncat nici prăjituri, n-am mâncat nici nu mai știu de când. Da, da, te-a mai servit cineva, ai mai mâncat nu știu unde, ți-a mai fost poftă odată, nu, știi? Și când ai sentimentul că n-ai mâncat mult, pare că n-ai mâncat nimic. Așa că un jurnal alimentar îți spune și de câte ori mănânci tu zarzavaturi, legume, ce fel de legume, că dacă mănânci mai cartofi nu se poate spune că ai mâncat variat și legume verzi și... De câte ori mănânci carne, de câte ori mănânci pește, de câte ori mănânci ouă, în ce fel sunt pregătite și tot așa. Exact, dacă mănânci prăjit, dacă mănânci, nu știu, adică, grăsim. Această ronțăială, aceste mici gustări pe care le suntem tentați, sunt tentante. Eu nu să mai le... sunt, deci de ani de zile, da, să mi-e și greu, vorbim ori de mă concentrez, media generală, să-mi nu aduc aminte de cum am fost eu pe vremuri, adică de când nu mai am eu biscuiței, de când la prânz nu ceream și eu, am dus și mie un pachet de biscuiții, știi? Deci ia cătă ronțăială asta. În trecutul nostru de jurnaliști. Da. Nu mânca nimeni la prânz altceva decât merdenele, biscuiței cu cremă,
dar nici măcar fructe, nici nu aveam de unde să cumpărăm neapărat. Adică acum lucrurile s-au mai schimbat, societatea a evoluat. Găsești pe undeva și niște cocktailuri de legume, în benzinării găsești. Da. Vine, mai sunt. Vine din evoluția socială, vine din nevoile oamenilor, care nevoi se transformă în cerințe. De altfel, educația, că ajungem la un punct drag și central în emisiunile noastre, este un factor esențial pentru dezvoltarea unei societăți și când zic dezvoltare, mă gândesc la sensul primar, la acel pas înainte de adevăratele, la valorile clasice, bine, adevăr, frumos, care ar trebui să fie... ar trebui să fie un deziderat al fiecăruia dintre noi. Și asta implică și alimentație, implică și obiceiuri de consum. Este aici... Da, o preocupare, cred că o preocupare. Părinți preocupați, părinți care să-și ia informațiile din surse bune, sigure, și eventual să creadă sursele. Specialiștii. A, sigur că da, sigur, să comunice cu medicul de familie. Ca societății noastre. Da, că tot vorbim în ultima perioadă și de fake news și atâtea lucruri rele ne copleșesc și atunci trebuie să te gândești ce înseamnă a fi educat, ce înseamnă educația asta. Da, de unde ne luăm informația și care este informația de încredere? Mai greu, da. Da. Jurnaliștii pot să o facă și trebuie să ai pe undeva un profil de stat de jurnalist să verifici informația, adică dacă ai citit-o undeva să vezi, a mai dat-o cineva, cum a mai dat-o, ce spune despre asta, adică și mai ales dacă este ceva minunat, s-a descoperit ceva extraordinar, numai asta te face bine, mâncând nu știu ce suc de, da, nu știu, de ce legumă... Da, trebuie să-ți pui niște cancerul. Semne de întrebare. Nu se poate, nu. Dacă ar fi așa de simplu și medicii s-ar recomanda, dar nu e așa. Și de altfel că pomeneai de surse și sunt total de acord cu tine, astăzi este foarte ușor să intrăm pe net și să ne găsim două, trei link-uri unde eventual se spune același lucru și atunci începe să fie mai credibil, dar atenție, dacă ce ai citit pe primul apare cu aceleași vorbe la al doilea, puneți un semn de întrebare, că înseamnă că a fost preluat și nu a fost creditat, am luat de acolo. De altfel, tu ai un site, un blog al tău și pe blogul tău vorbești despre experiențele tale și despre cum trăiești cu diabetul de tip 2, despre ce te preocupă. LiviaDilă.com se cheamă, da. În zona de sănătate și, iartă-mă, te mai întrerup puțin, acolo, de exemplu, găsiți nu numai experiențele Liviei Dilă despre cum trăiește ea cu diabetul de tip 2, sunt și alți oameni cunoscuți care au diabet de tip 2 și pe care tu ai pe site și poveștile lor, corect? Da, vorbesc cine vrea să spună despre treaba asta, cât vrea să spună. Este important că, în general, Facebook-ul te ajută. Eu am și un grup de diabet de tip 2 și încerc să văd care sunt nevoile lor, cum gândesc, ce lucruri neadevărate mai spun, pentru că se iau unii după alții și îți dai seama, în momentul în care aproape deloc nu poți să mănânci pâine, normal că spui, da, mămăliga este foarte bună și găsești acolo, da, mămăliga, două linguri maxim, deci nu poți să mănânci nimic după sufletul tău sau alte lucruri care trebuie verificate, știi? Și încerc să vezi dacă oamenii chiar își iau glicemia la timp, dacă țin cont de valori. Și este foarte important ceea ce faci tu, odată pentru că ești de încredere pentru ei, pentru că și tu ești parte din grup fiind diagnosticată cu diabet de tip 2, și pentru că poate specialistul are un limbaj care nu este foarte comun și apropiat sufletului lor, poate că specialistul nu are timp mai tehnic, să stea, adevărat, da. Sau poate n-are timp să stea să-l ia puțin și din punct de vedere psihologic și să îi spună de 10 ori nu așa, uite așa și așa. Și atunci în toate comunitățile astea sunt importante și cred că faci un lucru foarte fain și important că poți să vii cu o voce a rațiunii. Să da, spui... Și eu și ți-am zis, sunt oameni care participă în discuția aia. Și poate că și eu sunt percepută, mai ales că
eu sunt o persoană slabă, ei nu sunt neapărat. Și atunci nu li se pare așa ușor de zis, știi, să ții o dietă care e strictă și să-ți calculezi absolut totul. La început totul se cântărește, adică n-ai de unde să știi că 40 de grame sunt doar două felii de pâine sau că tu ai voie să mănânci 200 de grame de fructe și de fapt e vorba de un măr și o portocală pe zi. Toate astea le cântărești și după o perioadă din ochi poți să faci lucrurile astea. Iar ei apreciez. Știu să se și plângă, știu să se sprijine, știu să aibă un cuvânt frumos, de susținere, deci spun și din experiența personală și e o comunitate frumoasă acolo, diabet tip 2, așa se cheamă grupul de pe Facebook, și pe site, și pe grupul de Facebook, vorbim despre asta și poate în viitorul apropiat și reușim să convingem că știi, la diabetul de tip 2 nu sunt gratuite testele de diabet, iar o cutie de 50, da, costă 60 de lei, cam așa ceva, și îți ajung vreo 2 săptămâni. De fiecare practic, dată când cumpăr, mă gândesc. De vreo 2 cutii. Da, sigur că da, sigur. Depinde cât vrei să te testezi. Și nu vreau să cred că există oameni care nu-și permit. Nu, asta știu, dar care nu se testează. Aici este crima. Pentru că nu ai cum să știi unde ești dacă nu te-ai testat. Dacă nu te-ai testat. Da. Și poate reușim să, nu știu, să rezolvăm ceva, să se includă în lege și să... Și casa de asigurări să fie gratuită. Să le ofere gratuit sau să ofere măcar o cutie gratuit, dacă nu două, fiecărui... Da. Da. Pentru că și cei de tip 1 se plâng că nici acolo nu sunt suficiente. Știu și asta. Da. Da, așa se consideră că noi suntem maturi, acolo e vorba despre copii, în general diabetul de tip 1 se face în perioada copilăriei. Și că noi reușim să ne abținem și că putem să ne schimbăm stilul de viață și reușim. Sigur, da, o persoană sănătoasă reușește mai bine. O persoană care deja este bolnavă și intră și alte boli acolo în acțiune, nu mai reușește același lucru. Asta una și încă o dată ai punctat și repunctăm ca să reușească să se mențină stabilă și să... poate să spună că are un diabet sub control, trebuie să-și facă aceste teste foarte teste des. Și este pentru toată viața, adică să nu ne imaginăm că am ținut dieta, am slăbit 3 kg și după vindecat. Aia gata. Nu, da. Și este foarte greu să accepti lucrul ăsta, este foarte greu să ți se pară că numai tu ești supus acestor frustrări alimentare și mâncarea e o bucurie, nu? Până la urmă, da. Dulcele despre acceptare și educație vom vorbi după o altă scurtă pauză. Livia Dil, București FM 98,3, lifestyle, stil de viață sănătos, educație. Că toate de aici încep sau aici se termină. De altfel, tu îți extinzi cu fiecare an, parcă, aria de influență și benefic. Ai și o asociație? Da. Eu și lumea, unde îmbini dorința de a educa. Și sănătatea și educația, știi? Am stat și m-am gândit că fiecare dintre noi și-ar dori o țară mai bună, mai educată, mai tolerantă, mai... Bine la adevărul frumosul. Exact. Și m-am gândit eu așa că dacă o nație este sănătoasă, cât poți fi de sănătos, că nu suntem eterni nemuritori, sănătoasă și educată, atunci avem și o viață mai frumoasă și mai bună. Și mă uit și la educație, la atâția părinți nemulțumiți de școala românească. Nu-i vorba că nemulțumirile pot fi și la o școală privată și la școlile private. Trebuie să înțelegi sistemul, trebuie să înțelegi ce așteptări sunt. Și poate că sunt. Și profesorul are nemulțumirile absolut, lui, că nici absolut. Părinții și copiii nu sunt perfecți, iar sistemul ăsta de educație în România este o... Da, și am senzația că foarte puțină grijă este pentru profesori, pentru educatori. Exact, și aș vrea să precizez asta, pentru că uităm mereu dascălul, acel element cheie în sistemul de educație. Dacă nu-l prețuim, dacă nu-l tratăm ca pe un specialist de a cărui părere trebuie să ținem cont, pe care trebuie să-l respectăm,
s-ar putea să avem o situație veșnică în învățământul românesc. Da, exact. Ar trebui să ne imaginăm cum e să ai acasă cel puțin 25 de copii, nu? Că s-ar putea să fie da. Și mai mult, nu mă pricep foarte bine cât are o clasă de elevi. Atâția să ai și după care te mai duci și la copiii tăi și trebuie să fii disponibil și să-ți pregătești și ce ai tu de pregătit pentru da, nu clasă, e simplu pentru școală. Și, nu e simplu deloc. Și fiecare ministru al învățământului, nu vreau să fiu critică, doar precizez un fapt pe care îl știe toată lumea în România, se simte dator să schimbe de fiecare dată când ajunge în fotoliu ăla, dacă poate, cât de mult. Și neexistând o continuitate, de exemplu, tu ai continuitate în ceea ce faci pe site-ul asociației Eu și Lumea. E un site drăguț pe care vi-l recomand. Sunt acolo câteva filmulețe animate foarte simpatice. Da, pe YouTube sunt, pe canalul de YouTube Eu și Lumea. E clar că acolo, sigur că poți să postezi foarte mult, pe un site e altceva, și mă bucură foarte mult că acest lucru la care m-am gândit eu, din propria experiență, că așa pornesc lucrurile, din nevoile personale și după aia te gândești că mai au și alții aceleași nevoi, am încercat cu fetița mea, cu Maria, să ne uităm la filme documentare. Pentru că găseam subiecte foarte bune și atunci ne încercam amândouă. Ea nici măcar nu durau 5 minute și la 11 ani nu putea să înțeleagă ce era acolo. Nu puteam să mă uit eu și după care să-i explic ei. Ei citesc din ce în ce mai puțin. Sunt generații care s-au trezit cu mișcarea, cu video, cu tehnologia, sigur. Și atunci m-am gândit că pot să fac un canal de popularizare a științei. Aici nu intră numai chestiuni de fizică sau știu, de chimie. Știința asta este, poate fi și știința educației, știința conviețuirii în comun, ecologie. Da, e un mix foarte reușit. Da, mie îmi place foarte mult și mă bucur foarte mult că părinții sunt încântați, profesorii sunt încântați. Uite, o să mă duc la o școală, la școala altfel, să le vorbesc copiilor despre canalul de YouTube Eu și Lumea. Am făcut ultimul spot, este despre avion, cum zboară avionul. Să știi că foarte mulți adulți mi-au spus, nu știu. Nu știu, noi am învățat fizică acum 1000 de ani, nu? Nu ne mai întrebăm chestiunile de fizică, cum sunt ele valorificate în viața noastră exact. Reală. Matematica și fizica și chimia puse în practică, în exact. Viața de zi cu exact. Zi. Exact, să știi, nu trebuie să fim, nu știu, un savant ca să îi povestești, dar cum zboară totuși, este greu, are aripi, dar ce face motorul, ce fac aripile, cum se ridică? Da, are... Da. Multe tone și totuși reușește să ajungă acolo. Da, 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 da. Și mă bucură foarte mult că ba chiar au fost mame care mi-au spus noi vrem să și contribuim, noi vrem să cumpărăm într-un fel, pentru că la câte jucării am cumpărat până acum, ni se pare că putem să contribuim. Canalul este din noiembrie anul trecut, deci este proaspăt, tinerel. Acum trebuie să găsesc zonele unde trebuie să particip cu proiecte și să atrag bani, astfel încât să fac mai multe și mai multe. Adică și cum funcționează frigiderul, cum funcționează microundele. Mă uitam că acest gen de spoturi sunt făcute și în Franța, sunt făcute și în Marea Britanie, deci... Da, nu ai inventat există, roata. Nu, n-am inventat, dar eu m-am întrebat de ce un elev român, de ce un copil român trebuie să ajungă până la, ce știu eu, 14-15 ani să știe franceză foarte bine, sau ca să engleză, poți să le vezi în... Da, nu? Și sau engleză foarte bine. Adică până atunci noi îl pierdem, trebuie să fie treaba asta făcută în română. Exact. Unde mai pui că nu sunt simple conceptele, nu e ușor, trebuie să-l vezi o dată, de două ori, de trei ori, trebuie să stai cu profesorul la clasă să-l discuți puțin, adică e popularizarea științei, dar nu este cât de simplu să-l faci, trebuie să rămâi cu niște lucruri, înveți despre forțe, nu? Dar într-un spot animat, într-un stil simpatic și... Vizual. Da, exact. Și asta contează foarte și asta mult. Contează. Da, e un instrument de lucru fantastic. Mă bucur că spui că deja există școli, profesori, elevi, da, și părinți pe mine care îți bat foarte la ușă mult. Și spun da. Că wow, da, înainte. Sunt convinsă că ai nevoie și de finanțare pentru că totuși cineva trebuie să producă spoturile alea și costă, nu e așa? Da, așa e. E important să valorificăm eforturile și munca fiecăruia dintre noi. Da, există o
o emulație așa pentru educație. Mi se pare că există fonduri, te poți adresa cuiva cu un proiect și... Da, eu zic și sunt optimistă până la proba contrarie, dar nu cred că o să fie așa mari probleme, pentru că am să mă zbat pentru proiectul ăsta și fiind și oameni cărora le place și consider că este important în societatea noastră, atunci lucrurile vor fi mai degrabă pozitive. Trebuie să ne păstrăm și pozitiv, pentru că altfel avem o situație. Tu, de fapt... promovezi câteva valori, valori clasice încă o dată, ții foarte mult la conceptul de toleranță, ții foarte mult la ideea de devenire, de propria devenire, vorbești deseori despre asta. Da, 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 mă interesează eu să evoluez. Îmi dau seama că înainte de a arăta cu degetul, foarte multe lucruri sunt și în mine. Mutată într-o altă societate, să zicem, sau într-un alt grup uman, s-ar putea să mă modific, depinde. Dacă e mai degrabă mai spiritual, atunci voi deveni mai spiritual, dacă e mai degrabă agresiv, voi deveni mai agresiv. Adică este foarte important cum ne privim, cum ne evaluăm, lângă cine stăm, pe cine prețuim, ce muzică ascultăm, ce citim, totul important, ce filme vedem, cum... copiii ne învață foarte multe lucruri și asta este fantastic, pe lângă greutățile de a fi părinte, pentru că este foarte greu. În prima fază, nu e simplu, în prima fază ai așa o teamă în tine și spui, trebuie să fac asta, trebuie să fac aia altă, cum va fi în viitor, dacă nu faci acum, ce se va întâmpla? Da. Nu tot suntem spre perfect. Binele lui. Și după aia îți dai seama că nivelul de stres este și în viața copiilor enorm. Enorm, că trebuie să le explici foarte bine de ce trebuie să se ducă la școală. E o prima întrebare. De ce să mă duc acolo? De ce să-mi bat capul cu matematică? De ce? Dar atunci, dacă îi spui că uite și la, nu știu, unde, la un magazin, că trebuie să dai restul, trebuie să știi, să nu te înșeli, pentru că, uite, matematica, tu ești un angajat toate, da. Și atunci poți să, poate să fie mi-aduc ceva foarte rău dacă n-ai dat. Eu am depășit un pic acest moment, dar mi-aduc aminte că i-am explicat, știi, fără matematică, pereții casei noastre nu ar fi drepți. Da, bună treabă. Și a spus, cum? Păi zic, gândește-te puțin cum unghiul drept și cum trebuie. Deci nu vrem numai Gaudi la noi în casă, dar să nu cadă pe noi. Despre asta este vorba. Și multe, multe altele. Adică discuția asta cu copilul, chiar despre bani, chiar despre a nu avea bani, că noi avem puțin, o societate. Puțin mai ancorat în realitate, puțin mai deschiși, puțin mai toleranți, puțin mai dispuși să ne schimbăm, ca apoi să putem să încercăm să-i schimbăm pe cei din jur și, esențial, cred, să încercăm să devenim mai buni, mai toleranți, mai să ne apărăm principiile, mai empatici. Principiile să le apărăm, pentru că fără principii nu cred că există dezvoltare și cred că toți vrem ca România să se schimbe, să fim mai puțin agresivi. Dar hai să începem cu noi. Exact, schimbarea e în noi, dar puterea e la noi. Să învățăm cum, că și asta este simplu. E ca la matematică, vreau să rezolv o problemă, n-am învățat cum să o rezolv, n-o să o rezolv. Există 3 moduri de a o rezolva, trebuie să le știu pe alea 3. Așa este și la ne dezvolta personal. Și cu părere de rău trebuie să spun, Livia ne oprește timpul, a fugit. Foarte rău, una fuge. Timpul-s fugit. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi și cu mare drag. Spus, mi-e place mult de voi, îmi place că munciți mult și aduceți oameni interesanți, oameni. Sperăm că și ascultătorii sunt de aceeași părere și rămân alături de noi tot timpul. Le mulțumim, le dorim toate cele bune, la revedere! Be smart. Be cool. Be fresh. Be FM.